dat și frumos să-ți stă înaintea mea. Am vrut să îmi dăm înăuntru, dar nu-mi stă voi. Dormă pentru idee. Și discriminarea asta eu nu înțeleg. Asta încercăm doar cât în afară, dar să vă arătăm dumneavoastră această operă și această frumusețe arhitecturii. Da, cu părere de rău, nu ne dat voie să intrăm, poliția nu ne dă voie nici să filmăm. Acolo am trebuit încălțat și că ne frit tălpile. Hai mai repede! Hai mai repede să încălțăm! Hai mai repede să încălțăm, gata! Am ajuns într-o regiune de sud a Indiei. Vreau să vă arăt o livadă cinerică de banane. Uitați-vă ce frumusețe a naturii. Crește aici. Am citit într-o carte că banana nu este fruct, dar este face parte din buruiană. De-o dragoste! La Cleșu nu ai vrut să prășești cartofi? În Indie îți prășești banane! Iar tu de nebunite ți-ai! La prășetăți la lucru! Ar vrea să vă arăt că în Indie se fac bostă levată de banane, la lucru! Da. Tu și mai vrei un ghișor sub schinare, lărșie! Și neapă! În curtea cel mai frumos palat din sudul Indiei. Acest palat a fost construit în anul 1550. Uitați-vă ce arhitectură frumoasă, are străjile făcute. Are 4 curți. O curte putem să observăm. Așa o formă frumoasă. Regele care au trăit în acest palat nu s-au căsătorit niciodată. În conceptul de viață, el nu încurca politica de stat cu cea familială. Nu s-au căsătorit fiindcă nu au vrut să încurce dragostea de stat și dragostea de copii. Mai scurt, politica încurcă în familie. Haideți să intrăm în palat, să vedem ceva tot frumos.